Salutare, noi suntem băieții de la Next Episodes și astăzi avem un calculator, este primul episod, nu o să fac pe un timp, așa că să dăm numai treabă. Revenim. Bun, calculatorul este pornit, după cum puteți vedea, s-au usat niciodată, nu avem post, nu dorește să posteze. Trebuie de voi face. Vom vedea că calculatorul a butat, însă s-a oprit și dă un restart, ceea ce înseamnă că posibil să se întâmple ceva. Revenim. În momentul care putează. Primul lucru care facem este să scoatem ramul. Vedem care este, dacă acesta poate să rezolve problema. Acesta este ram DDR3. Un calculator vechi. Acum cu ramul scos, un singur channel, un am. Vedem ce se întâmplă. După ce am scos plăcuța de RAM, butonul din galben a devenit alb, ceea ce înseamnă că am primit un boot. Și acum suntem în BIOS-ul calculatorului. Acest boot arată faptul că plăcuța de RAM e această stricată, tot ceva relativ ușor, însă ne bucurăm că a fost doar atât. Cam acesta a fost videoclipul și noi ne vom vedea în episodul următor.